România importă prea multe alimente, mult mai mult decât exportă, ceea ce a devenit o vulnerabilitate majoră pentru securitatea alimentară a țării. Deși deține o suprafață mare de terenuri agricole, țara noastră a ajuns să se hrănească în mare parte din importuri. Balanța comercială a României cu produse agroalimentare a devenit o vulnerabilitate. Țara noastră importă mai multe alimente decât exportă, deși din punct de vedere al terenurilor agricole ocupă un loc fruntaș în Europa. Cetățenii cunosc bogăția solului, considerând că este nevoie de mai mult sprijin din partea autorităților guvernamentale. E bine să facem din pământul nostru românesc, avem pământ foarte bun, productiv și alimentele sunt mult mai bune la noi în România decât ce luăm din alte țări. Sunt mai sănătoase decât alea din alte țări. Și mult mai bune, cu totul mult mai bune. Avem o țară bună, bogată, de toate. Și ce credeți că ar trebui făcut? Ar trebui făcut să face la noi în țară, să vadă mai bine treburile la noi în țară decât în afară. Credeți că ne-ar trebui mai multă susținere din partea autorităților guvernamentale? Sigur că da, sigur că da. Așa ar trebui să facă, să bazeze mai mult pe țara noastră românească decât în alte țări străine. În prezent, imaginea sectorului alimentar din România arată sumbru. Deși România deține un avantaj în domeniul agricol, fiind țara cu a șasea cea mai mare suprafață de terenuri agricole din Uniunea Europeană, are totuși o productivitate foarte scăzută. De groază, domnule, ceva de groază. Nu se mai poate. Avem atâta pământ care Ceaușescu nu era o palmă de pământ necultivat, domnule. Și acum, având pământul la străini, stă nemucit, ia bani de la Apia, nu controlează nimeni că pământul e nemucit. Și multe și multe care abar, domnule, are tot ce vrem în țara asta. Noi nu avem nevoie de nimeni. Era grânarul României, dăm ți-l lua de la noi greu. Austrieșii, la mine e un port acolo în sat, se încărca la șlepuri acolo și la lemne pentru toată Europa. Acum s-a distrus tot. Drept urmare, România a ajuns să se hrănească în mare parte din importuri. Din acest motiv, deficitul comercial cu produse alimentare s-a dublat în ultimii 5 ani. Numai în decembrie 2019, țara noastră a importat cu 4,3 miliarde de euro mai multe alimente decât a exportat.